Liceul teoretic Ion Luca Caragiale din Orhei s-a ales cu un teren sportiv modernizat. Lucrările au avut loc în cadrul programului FIFA, fotbal pentru școli, iar instituția a fost selectată pentru că are clase specializate în acest gen de sport. De condiții mai bune vor beneficia însă și elevii care practică alte tipuri de sport, așa cum terenul a fost împărțit în zone pe care se poate juca volei sau basket. Mai mult decât atât, acesta este dotat cu instalații nocturne, așa că doritorii vor putea sta la antrenamente până târziu. Inaugurarea oficială a terenului sportiv a culminat cu prestația elevilor Liceului Teoretic Ion Luca Caragiale, care au prezentat elemente din diferite genuri de sport pe care le practică. În primul rând, suntem entuziasmați pentru deschiderea, ca să avem unde să ne antrenăm fără să lovim cu mingile în fereastră. Suntem foarte încântați că s-a deschis așa un teren extraordinar, chiar se poate spus. Mi se pare foarte minunat, fiindcă chiar deja de mult copiii au dorit să aibă un loc unde s-ar putea să joace. Elevii din liceul nostru foarte mult au așteptat inaugurarea acestui teren sportiv și este o bucurie foarte mare să vedem acest lucru. Președintele raionului Orhei a menționat că proiectul a fost realizat printr-o cofinanțare. 700.000 de lei au fost alocați de Consiliul Raional, în jur de 2 milioane de conducere a liceului propriu-zis, iar Federația Moldovenească de Fotbal a contribuit cu gazon sintetic și restul detaliilor tehnice aferente. Dinu Țurcanu și primarul municipiului au adăugat că în ultimii ani sportul s-a făcut tot mai vizibil printre orheieni, iar proiectele care vin să le facă mai bună calitatea vieții vor fi susținute. Cei doi funcționari au făcut și o demonstrație de fotbal. Așa ceva n-o să vedeți în fiecare zi. Portar, primarul! Proiectele frumoase vor continua și mai departe, fiindcă învățământul este temelia societății noastre. Potrivit președintelui raionului Orhei, directorul liceului Ion Luca Caragiale, dar și secretarul general adjunct al Federației Moldovenești de Fotbal și-au manifestat și ei încântarea pentru implementarea proiectului. Să vă spun că sunteți norocoșii că ați intrat în acest proiect, norocoșii fiindcă noi avem mari speranțe în el. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea ideii proiectului ăsta, ne-a auzit. Proiectul FIFA, Fotbal pentru școli, lansat acum 2 ani de Federația Moldovenească de Fotbal, în colaborare cu UEFA, a fost implementat în peste 280 de instituții de învățământ din țară, care au clase specializate în fotbal. Proiectul prevede susținerea în amenajarea unui teren performant, cu gazon artificial, dar și alte facilități, cum ar fi dotarea parțială cu echipament sportiv și cursuri de instruire pentru antrenori.